Dacă am modificat puțin planurile. Ne apropiem de partea finală cu ultimii căpriori. Scapă de la căldură. Cum pleacă imediat. E, altă priveliște de aici, domn. Ia unică. Bă, la glumă. Da. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Bun, suntem dis de dimineața aici cu domn Florin, care se echipează. Și domnul Ionica se pregătește să taie grinda asta. Pe care o să pună pe margine aici, nu, domnul Ionica? Ce ai mare, te-ai speriat de pisic? Te-ai speriat de muci. De Maria, hai! Maria, hai! Hai, pis, pis! Zic cum că e domarul ăsta aici și trage de ea, unei bate ăsta. Ia și voi, Ionică. Mai cu-a? N-a avut că poate mă aflai. Ia și voi, mă aflai. Ia zi, uite. Da? Adu-mi două scoare de aia. Hai, vor fi zis că rămâne așa de cu ăsta. Asta pe Facebook, nu pe Facebook, domnule, să nu pe Facebook. Dacă vreți să vedeți și voi ce nebunie este acolo pe pagina de Facebook, uite, vă pun pagina aici. Intrați acolo și uitați-vă să vedeți certurile după lume și nebunia după lume pe pagina de Facebook. Vezi, prea simt că... Prea să ne simțim. Și noi probabil, am luat din lumea, nu știu, ca să ne spun lumea. Gata, tăi, la noi. A?
Stai mă semn acolo, cred. Aveam, domnule, și noi scoabe înate pregătite. Gata. Și în primul rând, și noi o să facem mâns, dar le facem, dacă avem nevoie, le facem sus acolo, unde ține grinda sus. Dar aici vine partea de ciment. Nu e necesară să le faci. Asta ce că pe ce ești. Mario. Punem grinda aia asta. Hai, că o punem, nu știu dacă putem la mâncare. Atunci mă dar văd și nu mai fiu. Stai acolo, acum. Nu mă stai că mă stai aici. A, vrei să o pui și pe aia de sus de acolo? Da, 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 nu intra treia, dar o să vină, vine mai târziu. De ce? Am înțeles. Păi da, mă, Andreea, într-adevăr, anunță pe Claudia, dar spune și lui Claudia felul următor. Campania agricolă a început în septembrie, omul ăsta vrea să însămânțeze și el terenul. E terenul lui, da? Și așa este adevărul, i-a discutit terenul și popa asta mână rapide pe terenul ăsta. Și o să se zic, o să-ți dea în cap, păi, dar... Da, zice, oamenii pun pentru aia care ziceau de ce nu facem îmbinările, nu știu cum, o să vină în spate, o să vină și scoabe, noi nu v-am mai zis, dar... Arată că nu trebuie de scoabe în partea să vadă unii în culp. Da, o să vadă la final, domn Florin. Păi degeaba mai vede la final dacă vorbesc ca prostul de pe acolo, că sunt câțiva, nu sunt mulți. În câțiva panglicari de ăștia. Dacă e să comenteze, comenteze la final. Dă-te și mechi, aveți. Ia să ne arătăm ăia care comentează atât de urât pe Facebook. Să ne arătăm și lucrările, și lucrările lor și casele lor făcute de ei, cum spun ei. Înțelegi? Cu tige filetate, cu scoabe, cu toate înate. Ia mă să ne arate și nouă lucrare făcută. Dar ei zic din ce văd și pe la alții. Păi, dar să ne arate, domne. Să ne arate acolo așa. Bă, băiat, ia mă, uite mă acolo așa cum facem noi, frate. Mă, să ne arăt din lucrările lor. Ruleta aia mică la tine. Combinare cu toate ele. Nu are mal. E la mine. Să ne arăt cu voi. Lucrările pe domnul Florin, lumea... Să plec de acela, scrieți pe care vreau de asta. Lumea când stă acasă se plictisește și... Tu mai dacă oamenii care lucrez nu stă pe Facebook, domnule, toată ziua. În timpul lui 12 și în timp toată ziua pe Facebook. Oamenii care lucrează sunt la muncă, n-au timp să comenteze. Acolo, pe pagina de Facebook, sunt mulți dintre ăștia mai în vârstă. Păi știu, mă, dar dacă au descoperit și tehnologia acum, să-și vadă, mă, de să dea și... Măcar să nu mai jignesc. Să nu jignesc. Bă, ia să intrăm pe ăla, trebuie să facem vedetă pe unul, că tot ne înjură acolo așa pe Facebook. Omul în vârstă, are poză la profil cu nevastă. Ce spui mintea cu ei, domn Florin? Hai mai spui mintea. Ardeite, nu? Să le ia așa o țână toată echipa, știi? La ce mă refer, nu? Să-i ureze puțin de bine. Să-i ureze bine, se bage o țână cărniță. Că-și merite soarta. Domnul bătrân, 60 de ani, când ai vare. Și are degeaba. Și are degeaba, are poză la profil cu nevastă sa. Râșnou ne era ușor, dacă eram... Aveam pe 7 ani de acasă să-i punem câțiva comentarii de la frumos. Păi, dar poți să și comentezi, dar poți să comentezi într-un mod frumos, că n-am... Comentezi, dar poți să-i fie drumul, că băi, tu stai care treaba. Vă pot învăța ceva de bine, uite cum aș fi făcut eu sau cum fac eu. Da, da, da. Știi? Sau v-aș recomanda. Sau v-aș recomanda să faceți așa, să încercați el puțin. Pentru că noi suntem fel următor. Noi n-am zis că tigele nu sunt bune. Noi am zis că pe sistemul ăsta în ocranul, și mi s-a părut un sistem foarte bun și rezistent. Înțelegi? Deci să nu se facă confuzie. N-am zis că nu e bine pe tige. N-am zis că nu e bine pe tige sau... Noi pe sistemul ăsta am lucrat. În primul rând, la ce lemn avem noi în ziua de astăzi, că lemnul ăsta care ne-a adus este foarte, foarte verde. Și dacă te uiți, uite, deja a crăpat din toate punctele de verde. Da. Tija aia filetată vine decât pe centru aici, am prins, înțelegi? De când sârma asta îl ține pe el ca să nu se corfească, în primul rând. Tija aia nu ține cum ține sârma asta pentru să nu se corfeze. Că e estetic mai frumos cu tijele, nu contestăm, așa este. Dar ca rezistență eu spun că niciodată nu face tija. Ce face sârma asta? Și estetic până când? Până faci tavane. Da, estetic până faci tavane și până tencui, după aia nu mai are nicio treabă, înțelegi? Și nu era ușor dacă mă te puneam pe tine frumos sau luam tigele, băgam înainte ciment sau acum stăteam gaură, luam tige, luam... Dar le băgam dinainte. Sau le băgam înainte ancoră tine, că în primul rând și un cost mai mare. Le băgam dinainte în ciment și nu mai aveam treabă. Da. Eu așa am făcut aici la garaj. Da, bine, așa
Dar, de exemplu, când faci pe lungime de 4 metri, 5 metri, zici, dacă imaginează triunghiurile astea 15 pe 15 la 6 metri, să le iei la fiecare parte să le găurești toate punctele. Mai stai cu ele în mână, e altceva, e foarte greu de ridicat. Una când pui un căpior de 10 pe 10, una e când pui 15 pe 15. Dar dacă e, și acum poți să bagi. Și acum poți să bagi, dacă vrei neapărat. Dar sunt, m-am vorbit, sunt niște costuri. Da. Dar să știi, bă, sunt câțiva pe Facebook, bă, frate. Bă, tehnologia asta e dată dreacu. Bă, e dată dreacu tehnologia asta, bă. Oameni de vârstă. Au fost de la profesor, femeile. Te uiți la ei așa și par oameni serios, știi? Bă, nene, vă să-ți trăiască fanii. Când vezi cum înjură. Vezi, mă, nene, acolo e grijă de familie. Că lasă-mă oamenii să muncească. Și spuse în comentariu, frumos ar fi în felul următor. Bă, băieți, uitați cum aș face eu. Mi-a trimite poze, dar trimite ție poze în privat. Da, și zic. Uite cum aș face sau cum e mai bine, încercați așa, că până da. Acum ați lucrat aici cu modelul, știi? O vorbă bună, domnule. Da. Altceva, alt, ești om. Dar dacă tu ești porc. Și în jur de morți. De... Ești morți, să iau să vă fac. Da. Ce bun simți, domn Florin, că să te iei unul dintre ăsta care tot așa în jură de morți și de ăsta și să te duci la el acasă, vezi unde stă. Bă, știi care e treaba cea mai mare? Nu, în Ovidia. Păi invidie, ce invidie, că eu n-am deranjat niciodată pe nimeni. Păi zic așa, da, nu-i așa, da, da, deranjează-i singuri. Ce face ăla, ce face ăla, bă, frate, fiecare face viață cum poate. Trebuie să fii mulțumit în primul rând cu ce ai, înțelegi? Nu să te uiți că faci ăla, casă și tu nu faci. Da, dar de ce aș fi eu invidios pe altul că faci? Păi da. Bă, dar... Ba, din contră, pentru mine e invers. Bă, dacă ăla poate și pot să iau ce e bun de acolo. Știi cum e gura lumii, dacă își făcut vecinul poartă, trebuie să-mi fac și eu foarte bine. Dar poate nu-mi permit. Dar trebuie să fac și făcut ăla poartă, înțelegi? Așa că... Oamenii sunt deși de... Noi oricum ne facem treaba, din ce nu ne deranjează. Doar discutăm cu așa că fac din vreme. Crezi că o să înțeleagă ceva din toată discuția asta? Niciodată. Omul care are cap. Dacă el așa a fost crescut și educat, ai cum să-l mai schimbi. Ăla care ne-a de... dai seama să-i de nejură. Ăla nu mai înțelege, că ăla e incultă. Da. Nu să înțeleg. Ăla decât să înjure, știi. Da. Nu ar fi frumos să-i... Te ajutăm și noi, de exemplu, puteam să-i trimitem și noi un mesaj, știi? Știi? Bă, nene, să luăm și eu, nu știu ce. Dar te cobor la mine. Da, exact. Asta arăt în astfel, noi să fim mai proști ca ei. Da. Bine, să lași omul în pace să-și facă... Pentru unii, știi ce îmi răspunde unul la un moment dat? Ce, bă, pentru mine e o relaxare. Că-l înjur pe ăla, că fac... Bă, dacă tu așa consideri, ce să mai zic? Domnul Nicu, vrei să vezi cum e să cazi de aici? Da, da. Dar oamenii care lucrează și sunt cu super, nu stau pe tine. Oamenii sunt la muncă. Care comentează, oamenii care sunt trupă. Care comentează. Sunt niște cioflengari. Eu așa îi consider eu. Să nu se înțeleagă, domnul, oamenii care, sunt cei care comentează frumos. Nu, domnule, și cei care jignesc de morți, de răniți, de aia toate ce. Aia care înjură. Aia sigur. Înjurături de alea urâte. Da. Păi, sau dacă te aia, vino bă cu un contraargument, uite așa. Noi am pus sistemul de sârmă, da? Acum mulți zice, domnule, că merge mai bine pe șuruburi, frumos, unii pe dibluri, tot fel de prostii. Am pus noi acum tăblițele care sunt scoase doar să le punem să le țină cât legăm noi. A, bă, cade acoperișul. Bă, nene, acoperișul nu ține mereu. Alea sunt să stea grinzi de apropiat unul de celălalt, înțelegi? Acoperișul ăștia ține. Să le ține la nivel. Exact. Deci, e o diferență mare. Dacă puneam noi șuruburi, de ce nu puneam sârmă? Am pus noi alea acum că am pus scoabe. Dacă puneam scoabe, erau bune și tablele multe. Asta e cum o dai cu ăștia că nu le-am pus. Niciodată nu-i bine.
Dar poate o să-i facem surpriză la vreunul de ăsta care comentează, mergem o dată pe aia la parc. Facem așa un video, știi? Să vezi o casă de aia, bai, bă, bă. Da, da. Să vadă așa oamenii, ce fel de oameni comentează pe pagina, da. Să avem mai bine în garaj decât la el în garaj. Dar n-ar trebui făcut așa la unul? Ar trebui, domn Florin, a zis că te cumpăr prea mult să faci. Listei l-aș de ideea cu să te jignezi că în ultimul caz, știi? Iar nu poți să jignezi, că se năcați că tu stai toată ziua cu alea prin soare în 40 de grade, muncești, da. Și cu oasele, știi? Și vine unei ca suriburii de ăsta și te vorbește ăla, știi? Care n-a bătut un cuie în viața lui. Da. Te vorbește un prost, dar... Cum ai și domnul Nicu? Domnul Nicu? Cum zice Mitreu, original? Original, a? Frumos, Paris. Domnul Nicu, dacă asta... Lasă-mă, rog, domnule, să dăm... Dea și voi sirmele în spatele mele. Nu, să dăm căpiuri. Hai să punem o pană, dacă toți suntem aici, să-i punem noi. Așa... O pică și pără, trebuie să-ți spune. Ce dai mai mici, cel mai mari. Așa e, perfect. Faceți partea asta, pe la urmă, nu mai faceți pe cealaltă? Păi da, că toate cumpărăm, nu stăm aici cu schela. O facem și pe astăzi. Hai să punem căpiurii, să vedem. Normal, cât ne mai trebuie ca să facem o listă, să mai luăm cu schela, mântuiesc pe aia înapoi. Și nu știu, acum mai luăm multe ori să-i punem aici pe față. Să vadă și ei frumos, știi? Hai să vedem ce, cât ne mai trebuie ca să, dacă este... Dacă ori avea ăștia așa ceva, pași. Găsim-uri. A? Cred că am modificat puțin planurile, să apucă în partea asta băieții aici, că am zis, păi dacă tot mai trebuie să mai comandăm niște căpriori dintre ăștia, de ce să nu comandăm, să vedem exact și câtă scândură ne mai trebuie, să bată pe aia veche care este pe aici, ce putem să alegem din ea. Și de ce nu să vedem când este, să mai comandăm și 6-7 căpriori cât mai trebuie și să comandăm și scândură, că o să mai trebuiască probabil 1-2 metri de scândură, nu știm exact, dar iată aici le-au și făcut, mai o să trăiască teat și ăștia aici, după care o să mai vină cu contra dreaptă sau una, cum se numește domnul Nicu, aia devine așa. Unde face podul aici, mini podul ăsta, adică o să mai vină cu una de acolo, acolo, nu? La fiecare ăla. Cum îi zice la aia? Cum îi zice domn Florin la... Cum îi zice la aia de vine dintr-un cap în celălalt? La care te referi? La, când faci podul ăsta aici, mini podul ăsta. Praștie, la coamă, coamă. Praștie, coamă. Coamă? Da. Dar acum trebuie să punem căpiurii, să facem podul, știi? Mhm. Noi căpiurii să-i punem ca să nască cel distinct și cel din dreapta. Da, da, da. Ăsta, podul ăsta de aici nu trebuie făcut decât din... Da, din căpriori, nu podă blană sau ceva. Din căpriori, Pe viitor, dacă e când se va face interior, dacă vrei să-l podești, nu e problemă. Dar oricum trebuie vată, băgată, trebuie. Chișel ca lumea. Cred că cablurile de curent în prima oară trase, o să vină becuri, să vină... Să vină toată instalația, să vină pe aici. Și vine pe sus. Da. Știi? A venit avan de rigips, vată cu putere aici. De-aia că nu știam cum. Și pe capete ăsta ai zis că le mai prinzi în... Da, capetele le voi prinde cu piroaie. Unul în stânga, unul, știi? Eventual, dacă e, o să vedem câte scoabe avem. O să le băgăm pe ăștia la întesuș, dacă o să fie nevoie pentru lateralul ăsta de jos, să mai cumpărăm de alea îndoite, știi? Ăla de acolo automat trebuie să bag câte una stânga, una în dreapta, ca să susțină, știi? Mă înțeles. Să mai crească să mai cumpărăm. Da, eu luăm de la magazin. Păi, dacă mai bine le batem pe ăștia acum, sus, când o fi la coamă. Adică, jos putem să le băgăm urcând jos. Da. La sus e mai greu după aia, știi? Că te mai urci, te mai... Că pe aia,
Ăsta e ultimul și se completează și partea aia și partea aia, a? Ia uitați-vă cum face ea cu strigă. Ce faci, băiatul? Hai. Hai că ți-ai găsit loc de joacă. Bă, oameni buni, ușor, ușor. Știți vorba mea cu ușor, ușor. M-am săturat eu de aia, dar voi. Vin. Ne apropiem de partea finală cu ultimii căpriori. Îi fixează. Chiar sunt curios să vedem cum se va vedea din partea asta aia, să vedem. Ce vorbești, domnule? Gata? Prinde totul conturi. Mamă, de cât atât rău este. Ia uitați și de la poarta de aici cum se vede. A venit și mățul ăsta după mine. Hai! Îmi stric pis, pis, pis la el. Pis, pis! Imediat după ce o să terminăm acum cu acoperișul, o să băgăm ăla și o să facem curat și ordine. Că prin curte nu prea poți, că sunt numai scânduri peste tot. Numai... Ia uite-l, mă! Ce joacă, mă, ce joacă are el pe el. Ce faci, băi, pisicu? Băi, pisicu, ce faci, băi, pisicu? Ia uitați-vă și voi, băi, pisicu, băi, pisicu, băi, băi. Hai că te-ai făcut din alb, te-ai făcut negru. Din alb, te-ai făcut negru. Doamne, ce pisoi jucăuși. Ce pisoi jucăuși, hai. Dar, de fapt, nu venim cu acă, ești în stradă aici și... Ia uitați, oameni buni, cam așa o să arate. În curând, mamă, cât e de mare, e imens, haide, imens o să fie. Ia să trecem aici, să vedem, mamă, cât este de mare. Perin de formă, doamne. Mamă, de când așteptam momentul ăsta, mi se zbârli pielea pe mine cu acoperișul. Așa că... Visul meu nu are limite. Up, mamă, ce mișto. Ce mișto se vede de aici. Astăzi o să facem și... Știți de obiceiul ăla în Oltenia, care se pune prosopul, se pun niște bănuți, se pune o sticlă de tărie. Și se leagă sus acolo la acoperișul, să vedeți mai încolo. Ia uite-l, mamă, ce-am speriat. Băi, pisicu. Ce faci, băi, pisicu? Băi, pisic mic, bă. Hai. Haide, pune-te jos aici. Hai. Doamne, dacă are stare, bă, un pic. Așa, oameni buni, că... Bă, țin la curent cu tot ce se va întâmpla azi. Azi e momentul în care o să cam ia formă. Am fost dat niște pizza la băieți. Am luat 3 pizza dintre alea mari. Nici nu mai știu ce să mai mâncăm. Am zis că astăzi e să fie așa, să ne porcim, cum îmi place mie să zic. Că ne-am gândit, dacă aici nu avem condițiile necesare să facem o mâncare gătită, na, am zis să luăm o pizza, ceva, că de grătar suntem efectiv sătui. Și ne-am gândit, ne-am sucit, ne-am învârtit și în cele din urmă am zis, haide să luăm câte o pizza mare. Să ne ajungă la toți, la toate lumea, la toți lumile. Hai că vă arăt imediat și cum arată imediat ce ajung. Băieții încă sunt acolo pe acoperiș. Haide să vedem cum arată pizza. Ia să vedem ce avem. Am luat și mică. Ia uite, asta e de aia mică. Și astea sunt două de alea mari. Așa cred că e cam multă, dar... Asta e.
Ia uite ce bine arată. Și avem aici, bineînțeles, o măță care a venit imediat. Dacă nu o să mai stau foarte mult, ne dorim și noi să mâncăm și revenim. Hai, domn Florin! De la căldură. Cum pleacă imediat. Stăciunică? Dar nu mai există, nu mai există riscul să se lase după ce pui tabla? Nu. Nu, pentru că le leagă scândura, domnule. Adică da, și o ține dreaptă. Da. Normal, dacă era la o casă normală, cum nu avem noi aici, ne făceam un război la jumate acolo. Da, aici fiind distanța mică? Da, fiind distanța mică și nu puteți face război, că avem camerele. Da, și, da. Deci, da. Asta este. Păi deja. Dar ți-l-ai dat la nivel acum sau? Acum am dat pe jos, am vrut și acum de mața. Mai la birou. Ah, și după ce vii cu prinderile de sus, poți să le pui la nivel. Exact. Am înțeles. Și acum mergi până la cap aici. Acolo mai avem de tăiat. Ia cât de mare este. Ionica, dar nu ți-e mai ușor să dai de aici după schelă? Și intră greu. O 20. De 20, nu? Păi da. Da, să mă stimez. Trece cât trece pe din ăsta? Ia pune unul așa. 8 cm trece în jos? Da. Și vine cât de timp bucăți dat. Ăsta o să-l întărească aici. Da, uite cum le păstrăm în partea da. Asta. Prin băiții acum și ne-am părut. Avem cui băgați, avem de tuiu. Avem aici astea două, vezi? Avem cu tuiu în partea asta. Și noi de aici în partea asta. Vezi că eu nicăinte, eu nu-i dă tuiu. Până la toate. Piroi de aici, piroi aici. Scoabe câte două stânga dreapta. Ai, eu mă gândeam că vii cu el așa tăiat la... Păi ea nu are susținere. Da. Să-i vină cap în cap, da, cum vin da, ăștia, da, știi? Da. Dar n-are susținere mai bine decât asta. Bine, acum, mai... practic, ai face și tavanul, știi? Da. Și de ăstea se leagă profilele, nu? Exact. Ăsta acum, când îi dăm din partea asta aici, este exact la fel, că stare 10, stare 10, stare 20. Și se pune în partea da, asta. Da, da, da. Ia uite. Aici trebuie să fii mâncat bine ca să... Se vede? Aha. Ia uite. Aici în partea aia, a? Uite, vezi? Aha, ai șevut. Se mai mișcă ăsta vreodată acum stânga de aia? Nu mai... Se mai mișcă, bă. Scoabe câte două piroaie. Ce să de mai miște astea de aici? E tango. Uite, e gata? Îți mai dau scoabe ceva? Păi numai că o să îmi trebuiască să mă mut eu pe schel. Că nu pot să bat scoabele de aici. Și la astea bați câte două, a? Da, mai bate-mă la scândură. Să prind și scândura de ăștia, a? Exact, exact. Mă duc eu și strag de de schelă mai încolo? Nu că sunt ei. Mă, de pe aici mărți. Vezi că mai are tăra, nu le-a spus. N-au nimic. Bă, Nicolae, mă, că ai tu patru bucăști. O să fie mai departe.
Mă uitam la unii că aveau niște pistoale dintre alea de cuie. Da, unde piroi asta îndoit. Asta s-a dus în beton. A venit să nu-i chienut. S-a dus în beton și ce l-a ridicat sau ceva? Nu, s-a înduit acolo. Păi iese un pic vârf. Aici în partea lor. Da, aici nu te dai pe scară, nu? Pe schelă. Da, dibluri. Mergeau? Cele mari. Vă atâta este la farul, ce stai? De aici am partea asta la... Și plus că toată greutatea, vezi, că trebuie să susține unul cu celălalt. Vezi? Chiar dacă se lași la vale, vezi? El se susține aici unul cu celălalt, aici, în partea asta. Da, în cap. Niciodată nu se lasă la vale, sigur că da. Deci toată greutatea rămâne peste aici. Păi da. Peste. Că-l prind scoabele alea de lea dracii. Scoabele și piroiul lor, mai dă-mi dăm piroiul în partea asta. Să țin așa frumos. Mai scapă asta? Dă-mi voie să dau și-n partea, e? Și bagul scoaba aici. Cred că trebuie să mă cam dau eu după aici. Ce să mai scape să le zicem? Piroi aici, piroi aici, scoabă aici, scoabă în parte. E, altă priveliște de aici, domn. Ia, Ionica, treci și mă. Ia. Dar alea pe cap acolo nu le-ai dat, e? Să văd urâsele de la ora. Aha. Să văd urâsele. Dacă vrei le dau, nu mă dragă, zi. Nu. Dar zic că se vede urâs, nu au și-au. Și oricum greutatea nu e în alea. Exact. Păi, oameni buni, în sfârșit a venit momentul mult așteptat. Acoperișul! De când visam eu să ajungem la acoperiș, uite că am ajuns, așa că lăsați-ne un like aici. Pentru a vedea în continuare cum evoluează lucrările. Cum de cum, ușor, ușor, ne apropiem de final. Pe anul acesta și de anul viitor începem finisajele. Anul ăsta zic să mai facem electricul, dar să vedem, încă nu sunt sigur. Ori anul ăsta, ori anul viitor. Aici este bine să bei ceva înainte să te urci pe aici. Bei ceva? Bei pentru ultima dată. Că dacă ai căzut aici bine, sigur nu ți este. Ce ai făcut, Marius? Din vibrație caz coabele alea. Să-mi fige după ureche. Ți-a căzut? Mare, Ionica, bate-te-a că poți să poți.
Ce zici, Maria Mitele? Uite, mă, tai din asta, că n-am bani. Mă, ce facem, mă, pune, pune în folie, măi. Da, mă, uite, asta vă găsesc. Ce stai, da, asta, da. Ne-a adus Nea Mitel, ouă, Nea Mitele. Câte? 10 ouă, a? 10. 8 plus 2, nu? De ten. Nu, are numai. Bă, noi am luat o pauză. Am luat o pauză aici la umbră, Nea Mitele. Uite-mă că mai cheamă Nicu și nu știe ce nu. Nicu, capă Nicu. Da? Nu, 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 ăsta e Nicu. Ăsta e Nicol Mare. Asta merge, domn Florin, a? Bă, n-am pe cuvânt, am căutat. Ce era să facă? Ne trebuie suzul la acoperiță. Eu știu la legață. Că să facem ca așa e tradiția, să pune o oață roșie, busuioc, o tărie. De-aia de-ți dau acum. Păi și mantale de cu să pune la femeie pe picior, cum să numesc. Jartea? Jartea de aia rușine. Aia să scotea când era tânăr. Când eram atași șoferi pe autobuz, de erau toate. O scoteai cu dinții. Păi acum s-a întors data. Acum el ai scos jarteaua lui Nea Mitel. El ai spus mâna pe picior. Păi Nea Mitele, mulțumesc. Te ia și să-ți dau un par de... să-ți dau un medicament. Că poate îți revine piciorul ăla. De ăla. De ăla, de ăla ne-am. Nu, nu știu, nu știu. A trecut popa pe aici sau n-a trecut? N-a trecut. Am grijă de matat și matat și matat. E a doua oară care... Băi, ții la glumă? Da. Ce ne zici? Băi, a dat-o Nea Mitel, bă. Nu. Nea Mitel, dacă e o cană de aia... Asta-i de culcare. Noroc că suntem mai mult să te ducem. Lasă-o, Nea Mitel, că e sănătoasă. Și uite că am ajuns și la acoperiș. Să dea Dumnezeu să termin cu tot. Hai, bă, cum ți se pare? Mare, a? Ai sala de dans, Achilea. Câți metri are? Zicește. Câți metri crezi că da. Sunt utili? Nea Mitele, sunt 300 de metri utili. Deci, eu aveam impresia că sunt 160-200. Pe etaj. Tu ziceai da, pe etaj. 100, 160 pe etaj. Deci, oameni buni, o să fie aproape 300 de metri utili. Am făcut calcul cu domn Florin aici. Și atâta sunt. 300 de metri util. Vorba lui Nea Mitel, e ring de dans. Când ajungem la cap să facem aici, că în Oltenia, nu știu dacă știți oameni buni, se pune o oață... Se pune o oață roșie, se pune busuioc, se pune o sticlă de tărie și niște bani, nu? Și am viat, mă. Și aiazmă, da, apă sfințită. Și prosoape, da, da. Le pregătim după aceea, vă arătăm imediat. La noi în Oltenia așa e tradiția, nu Nea Mitele? Da, da, da. Prima dată când faci casă nouă, așa se pune. La coamă. Ce mai zici, Nea Mitele, că faci? Nu mai fac nimic. Dormeai sau? Mai venit. Vezi, ți-am zis că doarme Nea Mitele? Nu, că ți-am zis că a venit o mașină și te-a strigat, păi, strigă, nu? Strigă, poți să... Da. Îndete două plicuri ale lui Mirela asta peste drum. Iau, citații. Venise una cu Colțac Ștefan, după mine nu mă cheamă Ștefan, mă cheamă Dumitru. Uh-huh. Îți vine înapoi să-ți locuie. Da. Păi, și numărul 100 nu știu cât. Păi am 23 azi, nu m-am. Ce să mai am? O să mă duc. Ia uite cine a venit ea. A, da, a venit aminte cu toți pisiții, au venit și aia mici. Nea Mitele, știu, ne-a dormit aseară? Asta? Sus. La voi? Da. Înăuntru? Da. Da, vine și îmi ia una la ușă să-i deschide ușa. Ia zic, ca să noapte noi dormeam și ne-am trezit. Asta e mama pisicii. Măriuță! Hai, hai Măriuță aici. Hai, hai Măriuță. Maria. Ce face fata? Minț. Ce face fata? Ce face? Nu fac mizerie în casă. Măriuță! Ia-o-ne la ușă să-i dai drumul afară să-i facă. Și amici la fel. Da? Le lasă... Le ții în casă? Am pus pe aia acolo. A, bine. Dar am grătarul ăla de sârmă. Măriuță! Sârma de toartă. Fă măriuță! Ca să nu-mi pingă câinițe. Ia să pe sub sârmă, ia să apar. Fă măriuță! Fă treaba, intră-n dărăt, ia.
Ana, micul, ce faci în cățelul? Mai mione câteodată fac-o. Mione. Ce faci cățelul? Mione. Băi, oameni buni, totul prinde formă. Scuzați mizeria din jur de aici, dar deja ușor, ușor prinde formă toată casa. Așa că așteptăm un like aici dacă vă place cum evoluează lucrările. Mai dăm o udeală la placa asta, la scară de fapt. O să se aude. Uite și oprește și mie asta. Păi și încă vreo 2 și gata, ajung băieții la cap. Și o să punem imediat prosopul și cu tot ce trebuie. Așa. Deci avem buni, acum a pus domn Florin aici, ața trage totul la drept. Să mai spune la oameni acolo că postați pe Facebook acolo. Acolo nu mai vine domnul praștie, pentru că dacă ar trebui să le arăți de sus la oameni... E mansardă. E mansardă, domnule, acolo, înțelegi? Ca să știe lumea, să nu mai comenteze ca tolovani, așa... Dacă nu era mansardă, se făcea praștie, nu? Da, sigur că da. Noi avem o latură mai mare de acoperiș, o latură mai mică, domnule. Așa e în proiect, așa ne-a dat. Acum nu știi că toți sunt meseriași pe Facebook? Păi sunt, domnule, dar să nu mai comenteze dacă nu știe, dă-i naiba. Deci, oameni buni, acum filmăm pentru YouTube, v-am zis, ați văzut mai devreme, am pus, vă pun pagina aici să intrați, să vă uitați la comentarii acolo, că am postat filmulețe scurte pe pagina mea, intrați și uitați-vă să vedeți ce este acolo. Acolo postez în timp real tot ce se întâmplă aici, pe Facebook postez cu întârziere, adică la o săptămână ce filmăm, dar acolo se postează tot în timp real, dacă vreți să vedeți în timp real tot, intrați acolo, dați un like pe pagina, că mai avem puțin, ne facem 1 milion și pe Facebook. Ia să vedem că acum este acum rezultatul final. Dar nu se ia din cap? De aici, ba, da, dar ăla îl facem ultimar. Ne e un pic mai greu să lucrăm acolo la el, știi? Ăla la ultim. Vine scund, dacă vine în dungă pus acum. Este, uite, vezi că pe acolo are și... Dar încă nu l-a fixat, a? Încă nu l-a fixat, Ionica, că să ne uităm acum. E posibil ca ăștia doi, vezi? Că ăștia doi, dacă tot... Nu are important. Eu am pe centru că-i făcui laț. Și acum ne uităm frumos, dai cum sunt căpriori și... Să-i, acum lemnul nu este perfect, n-are aceeași grosime. Acum cum e la mai să dăm câte puțin cu levierul, știi? Uh-huh. Facem pe levierul. Deci pe toți îi luați după ăsta. Exact, acum ața spune tot. Aici la mine nu prea sunt. Am câțiva. Am cam... uite acolo. Uite, ei, 1, 2 sunt mai înalți acolo în capul ăla, din cauza ăla. Uite, ia ăla de acolo, uite ăla. Nicule, ia barosul ăla și vină cu
uite la de acolo unde se vede. Da, se vede de aici că e umflat ața. Uite la de acolo. Vin la tine acolo? Nu, nu, acolo unde e la bulă un pic mai încoa. La Marus. La Marus acolo. Dar de ce-i zice bulă? Așa i-a pus părica, nu știu. Trebuie bătut, bă, Niculei. Nu, da. Bă... Uite-l ăsta de aici, mai sălta mai sus. Dă-i câteva baroase. Și pe partea aia tot la fel să facem, exact. Și acum asta e distanța. Avem latura de 5,82 m. Am măsurat din coamă, din centru de acolo și la capul ăla și la capul ăsta. Am dat proata de 60 de centimetri. Și avem 5,82 m. Mi-a dat o mică toleranță de la capul ăla la 17,5 m lungime de, vezi, de 1,5 cm. Asta care e egal cu 0, uh-huh. 1 cm. La 17 metri? 17,5 m. 1,5 cm e egal cu 0, înțelegi? Cât a tar la oaie. Să vedeți ce avem aici. Din nou, care așa se filmează. Ia. Yeah. Da, uite ce avem aici, taicăle. Bă, am ieșit îmbrumate, vede. Cu toate că să știi că noi nu consumăm alcool de fel, dar o punem aici. Și gata? Trebuie să punem și niște bani, nu? Acolo se pune hârtie de la 500 de euro în sus. De la 500 de euro în sus. Gata, domnule. Avem busuioc, avem apă sfințită, prosoape. Gat. Și acum la colțul prosopului, la colțul prosopului. Trebuie să fac asta, nu? Să pune bani ceva. Nu, 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 nu mai desface, lasă așa, e foarte bine. La colțul prosopului, pui acolo niște bănuți, domnule. Ia, ia să punem aici un, un bănuț. Cât te lasă inima atâta? Păi ăștia, ăstea să dau de tot sau să ia înapoi? Doamne, nu, ăștia e loc noi. Nu se mai dă înapoi, tătii. Ăștia e ciubucul. Păi cum uite așa, ăsta e ciubucul la toți, la toți băieții care lucrează. Păi oricum vă luați ciubuc. A, dar asta e aparte. Uite, vezi, acum arăt așa frumos, așa frumos. Bă, da, n-ai mă lei? Nu, și lei, dar un milion, vrei să pun un milion? Hai, lasă-te. Lasă-te, încea n-a. Uite, ai văzut o oață? Uite acum. E mai bine dacă îi zici atunci, de ce? Nu, ia-i pe ăștia și dacă îi dai echivalentul la... De ce? E posibil. Pune-ți 10 lei, pune-ți 10 lei mai bine. Și schimbi și îi dai echivalentul. De ce? E posibil ca să vină vreo ploaie și e băgat de bănuți. Că prosopul rămâne acolo. A, da. Ia vezi pisic ce am pe aici. Ia pune 50. Ăștia schimbați. Înțelegi? Pune 50. Pune 50, na. 1 milion n-ai. Așa, și le dai după aia la bețul de mor. Diferență. Ei, oameni buni. Asta are bani, leagă-l acolo. Nicule, asta se legi tu cu niște ață, vezi care aici. Aici are bani. Vezi că dacă ții de acolo o să duci. Așa. Asta e gol. Păi să pun două? Nu știu, așa zic. Unu sau două, cât să pun, Nicule? Unu. Unu? Da. Să-l pe la napul. Așa. Asta aghiazmă. Așa. Păi să mai aduc. Și asta se pune aici la primul ăsta, nu? Da. Mai e o sticlă de... Asta să vezi cum o leși pe aia. Asta ață roșie cu busuioc. Ață roșie cu busuioc. Respectăm tradiția în totalitate. Da. O faceți de fiecare dată la toate acoperișurile astea, da? Da, bineînțeles. Asta e piesa de rezistență. Iadă. Ei, asta chiar e rece, să știi că aș bea și o gură. Dacă am băut o gură pe căldura asta. Hai, Nicule, acum merge la acoperiș asta perfect. Deci că e caldă. E rece. Odată bei. Și nu te mai ridici de aici. Mai cădea de aici, om te faci. Așa, ce că vin ploi, vin alea. Nu mă susțin eu de aia. Așa. De legătură ca lumea acolo, că dacă vine vânt, furtună. Ia, sunt curios să lăsați în comentarii aici, la voi, în județ, în ăsta, se face același, este aceeași tradiție, se pune aici la, la coama acoperișului. Așa ceva, sau decât în Oltenia este tradiția asta? Dar chiar vată, în Moldova este... Că n-am făcut casă în Moldova. Nu știi, a? Ia uite, domn. A pus la cui aici. Știi cum cade vodka aia de acolo? Hmm? Nu, cade. Nu vrei să știi. Ia uite. Mai prindem cu oață mai târziu. Să-i mai dai o legătură, a? Da, da. Așa că o să vă arăt și de
Nu, mai cade pisicul, e țapă nața aia. Zici? Numai doar dacă se învârte acolo și o tot freacă, dacă știi? Dacă vine vântul, se freacă de lemn. Eu zic că totuși e grea. E grea, nu e ușoară, nu cred. Păi, oameni buni, a făcut băieții și aici au făcut. Și aici, acolo a venit cu ața, vedeți ața. În curând o să înceapă cu scândura, cred că după capul ăla de acolo. Noi ne continuăm treaba pe aici. Deci, am respectat și tradiția. Le facem și reclamă ăstura de la vodka. Trebuie să ne trimită și nouă măcar câțiva paleți. Că începem interioarele pe aici și să aibă băieții, nu? Da. Dar băieții oricum nu beau. Băieții, da. Mamă, dar chiar deloc? Mă rog, dă-i din când în când câte o bere. Doar vinerea, când termină gen de tot. Programul, da. Da. Să tot muncești așa. Ia uitați-vă pe aici, mini pod. Ăsta este mini podul care o să rămână, că zicea Elena. Nu mai facem pod. Să facă trapă dintre aia aici. Dar n-are. O ușă de aia cu scară, că am zis că rămâne loc mult și putem depozita păi în pod. Dar de unde că nu poți să intri. Aici nici pe burtă nu. Pe burtă nu poți intri, exact. Cum vine vată. Mm-hmm. Asta așa. Eu zic că e perfect. Da. Cred că s-apucă băieții de bătut scândura acum. Ai domnul Nicu. Da. Vă apucați de scândură? Nu înțeleg. Vă apucați de scândură de bătut? Da, da. Hai că vin și o să văd prima scândură. Hai. Vrei să bați tu prima scândură? Da. Dar nu poți. De ce? Că trebuie să ai forță. Păi și adică ce vrei să insinuezi? Nu vreau să insinuez nimic, aia încă de azi. Ia uite aici, da. Da. Pa. Dacă te pun într-o parte nici te văd. Mă tai. Chiar așa. Ia sună pe maică ta să întrebăm dacă Moldova este valabilă chestia asta. Nici ea nu știe. Pentru că și ea este mutată. Păi poate știm. La Bocani, sunt unele tradiții, la Vaslui sunt alte tradiții. Că și pentru ea când s-a mutat a fost și cuvinte noi au fost. Da? Da. Deci la voi la Focșani? Nu. Mami, păi tu stai. E de la Focșani. Păi tot Moldova. E tot Moldova, dar sunt alte tradiții și alte cuvinte și alte... N-am înțeles. Altul accent? Da. Da. Oleac. Păi oleac. Uite, la Vaslui se zice oleac, la Focșani nu se zice oleac. La Focșani se vorbește normal, ca la București. Da? Da. Dar tu de unde ești? De la Focșani sau de la... Eu m-am născut în Focșani. Vai, și ești... m-am mutat la Vaslui. Ești mecher? Nu. Vaslui mai rău ca caracalul. Ne-am tunat și-a fulgerat și ne-am găsit noi. M-am găsit Vaslui cu caracalul. Îți dai seama. La voi sunt predominante violurile. Când ne văd oamenii și la... stradă. Și la noi sunt crimele. Hai să ne apucăm de scândură. Oameni buni, primul cui, prima scândură. Începem cu scândura. Am terminat aproape cu căpriorii. O să mai trebuiască pe față acolo. A venit și prima scândură. Ia. Și începi de cât de jos, te urci până sus sau te duci până la cap aici? Nu, mergem în sus. În sus, a? Dacă am vrea la 4 metri, nu vrei, toată asta. Asta de la cofrat. Așa, oameni buni, că a început partea a doua, scândura. După scândură, hei, mai avem până la tablă. Înceapă să se facă umbră în casă acum. Răcoare. Se face răcoare. Vine răcoare. Și în vata o să vină între. Uh-huh. Știi, nu? Da, da. E, ia uitați cum evoluează lucrările. Mai e puțin și gata, ajungeți sus. Și una peste alta se va face umbră imediat. Avem 17 metri jumate pe 5, 85, nu? 82, nu? Deci, intră ceva scândură pe aici. Ne vedem de sus. Vrei să te urci aici? Da. Glumesc. Nu vreau să scap de tine.
Ce crezi că e asta? Trebuie să le arătăm oamenilor aici. Parlaua. Tu ai cu eu? Este... Ah, da. Ăla din față de acolo este căminul cultural. Și casa este... aceeași... Asta este mai mare decât căminul cultural. Ăla-i cămin. Nu e, nu e, nici chiar așa. E tot cam pe undeva pe acolo. La cămin e cu etaj. Noi avem mansardă. Da, se face. Pentru prima dată se face și și umbră jos. Lasă bătăm ceva. Deja vara mea ce trebuie bicicletă, nu? Trebuie. Nu mai bine dacă ea zice că da. Elena. Nu! Deci o bicicletă nu e mai și nouă la vară, nu? Până la vară mai strâns 10. Nu putem, le dăm cadou. Le dăm la abonați cadou. La cei care se fac membri, le dăm gratuit. Gata, domnule. Păi, stai un pic. Eu nu puteți să faci de membri. Păi da, e 10 lei. 1 euro. Gata. 1 euro și când se fac 400, 500 de membri sau cât? Hai să schimbăm la 450. 450 de membri. Na. Adică cu 10 lei, gen, poți să câștigi o bicicletă care costă 900 de euro. Facem și noi atunci membrii. Gata. Ia uite, se alătură și domn Florin acolo. Mai avem și membrii. Băieți, v-ați adăugat? Deci, se adaugă toată lumea acolo. Deci, faceți-vă membru, ceva mai târziu un vlog, o să vă arăt și bicicletele pentru cei care nu le-ați văzut în vlogurile trecute. Așadar, cât vă grăbiți mai repede să vă luați membru, cu atât mai bine, nu? Cât se grăbesc mai repede să se facă. Deci avem deja 4. Deci nu mai sunt 450, sunt 446. Și care se mai fac între timp? Mă fac și eu, mai sunt 440. Păi da, tu dacă câștigi o să zică lumea că este blat. Am plătit! Dar eu cal acolo la tombolă. Oricum, la ce noroc ai tu, sigur nu câștigi. Ia uitați-vă, oameni buni, că ziceam să vă arăt aici de sus. Ia uitați-vă cam ce zonă este aici și de ce am vrut eu să-mi fac casa aici. Toată zona asta este înconjurată de păduri. Ia uitați-vă. Și încolo, și încolo, și în deal. Aici nu se vede că este deal, dar este și acolo pădure. Deci peste tot este înconjurat de păduri. Ușor, ușor, gata partea asta. Gata, până sus aici. Bine, mai trebuie să mai ia din aia, să o potrivească aici. Și acum începe toată partea asta. Acum depinde câtă scândură o să mai fie. Ia să vedem. Vedem dacă cât ajunge asta. Aia e la... 2 căpiori. 3. Ia pune-o așa ca idee. Vezi? Ce înseamnă? Îi pierzi la aia acum? Pierzi 40-50 de centimetre. 50 de voi. Ăștia sunt stați, au rămas la plac, știi? Asta e? Ălea sunt cele mai multe marți. Ălea din partea asta mai trăgau și de-aia vezi. Ălea spate sunt mai mici alea. Sau mai mari. Mai mari, dacă erau cu 20 de centimetri, îi da la picioare. Ia vezi, vechile, cred că e spate. Cred că sunt mai mici alea. Asta e bună la 20. Asta. Tot două. Tot două prinde. Păi da, dar e mai scurtă. Oricum, să le unde trebuie duci pe ăștia? Da, tot le tai. Tot le tai. Poate merge în față. N-ai o ce în față acolo, uite la bun. Bate acolo, dacă vii când ceva, că din ăla zic, de terasă aia pune și noi scândură care așa. Păi da, să vadă bine, da. Ia zi-o și frâi. Să-ți trească. Oameni buni, să vă prezint pe fata mea care face parada modei aici. I-am dat niște pantaloni scurți
Am îmbrăcat-o băiețește. Gata. Să nu te încordezi. Bă, am mai udat, ați văzut ce am mai devreme, mi-am mai dat o stropeală la scara asta. O să zică mulți, domne, că mai bine făceai lucios așa. Eu nu vreau să fac lucios, l-am făcut cum am vrut eu. Hai să mergem sus să vă arăt ce s-a făcut azi și ce o să se continue de mâine. Uite, s-au apucat pe aici să decofreze și scara asta. Cred că nu știu, s-ar putea să nu știu. Ei, hai să vedem. Hei, păi a venit cu scândura până aici, aia fii atentă. Termină scândura. Aha. Deci au făcut în 3 ore. Da. Deci. Prima cameră terminată, nu? Prima cameră terminată. Fără tablă, fără mă refer folie cu de anticondens, fără, da. Cu scândura. Ia trece acolo, să vedem așa cam cât este de înaltă. Și acum scuzați deranjul după aici, dar... E, da. O să facă când termină de tot cu acoperișul. Ia. Dar tu stai până la perete. Ia de-te mai încoa. Dă-te cu capul în căpriori, deasupra căpriorului. Ai suficient de mare. Pentru că aici o să vină dulapior. Aici. Aici o să vină dulapior de la consertar. Și acolo televizor, și aici pat. Este bine, este ce trebuie. Hai să mergem pe partea asta, ca să nu mai luăm lemnele astea. Uite, de aici trebuie să mai aleagă din scândura asta, că e ceva scândură pe aici care e mai bună. Ce se poate alege, ce nu. Așa. Mai tu un garaj. Deci azi, da, mai am, da, nu știu cât o să poate ei lua de acolo mare lucru, dar na. Și au venit până, eu, nu mă împiedic eu, și au venit până aici. Mai. Da, până în Băiță. Așa că una peste alta au făcut un sfert de casă. Și cu asta probabil o să vină ce mai e pe aici, ce mai e pe acolo. Cred că o să se apuce și din partea cealaltă, din spate. Cred că termină partea asta și apoi... Aici pe față o să vreau să pună dintre asta, că nu vreau aici... Nu mai este până pe față. Pe aici. Față e la balcon. La balcon vreau să-mi pună scândură dintre aia nouă, oricum păi. O să mai trebuiască, nu mai vreau dintre asta cu murdară de ciment și de astea. Oricum nu o să se vadă, dar aici o să se vadă, în balcon aici. Da, dar aici e puțin, ia uite cât mai iau. Aha, ia uite. Da. Astea sunt câteva... Aici, până în ăsta de aici... E un rând ăla de scândură, știi? Până în ăla acolo poate să pună de aia. Uh-huh. Și aici vreau să-mi pună dintre asta, ca lumea să se vadă mișto. Uh-huh. Înțelegi tu? Oricum o să se îngălbenească, să se facă, da. Deci, una peste alta, evoluează lucrurile pe zi ce trece, așa că dacă ne apreciați, dați-ne un like, lăsați-ne un comentariu aici, pentru că ușor, ușor am ajuns la cea mai frumoasă etapă, acoperișul. Și ultima. Și ultima. O să mai dureze probabil câteva vloguri, vreo 2-3 vloguri, nu știu, poate chiar 4. O să vină după scândură, o să vină... Tabla, accesorii, veluxe. Nu. No. Nu? O să trebuiască să vină folie anticondens. Acolo la roșu? După ce a terminat cu scândura. Da. Vine folie pe ăștia. Ăștia ai cumpărat? Da. Unde? În garaj. Ai asulul ăla mare? Da. Pe care l-ai pus la fundație? Vreo două. Sau la placă? Nu, frate. La placă l-ai pus unde? Folie anticondens este în garaj acolo. Când a venit tabla, a venit și ăla. Ah, da? Da. Așa, sunt vreo două sau trei chiar, se pare. Au luat tot, au luat șuruburile alea de prin tabla, au luat markere, corectoare, au luat tot ce trebuie. Și una peste alta, deci vine folia, după folie vin ștachețe aia, cum mai vă se numesc, și după care vine tabla. Deci până la tablă mai e ceva. Așa că ne vedem peste două zile. Nu știu când pică vlogul ăsta, deci vlogurile știți că sunt marțea, joia și duminica. De la ora de joi, cred. De la ora 5, nu știu când cade, dar important e că virgulă cade. Noi vă pupăm și vă salutăm de aici de la Bundra. Dacă nu ați dat like, lăsați-l acum pentru că asta ne încurajează să vă arătăm tot ce se întâmplă aici și mai ales că anul viitor o să începem cu finisajele și dacă vreți să vă începeți o casă,
o să vă spunem toate prețurile, dar o să, o să fie doar pentru membri. Așa. O să vedeți cum arată și proiectul, o să vedeți cum... Doar membri. Doar membri, da. O să câștigați o bicicletă. Puteți să câștigați membri. O bicicletă dacă adică vă faceți membru. Adică nu numai una, toate o să le câștige în fiecare lună. Depinde de abonamentul, de ce membru și a fiecare. Da. Nu, dar mă refer, luna asta dai o bicicletă, luna viitoare iar dai câte ai, 7 sau 6? 6 luni, hai, punem cel puțin 6 luni. Vreo jumătate de an aveam de dat la biciclete, așa că faceți-vă membru, v-am zis, cred că știți tot. Și unul este 10 lei și unul 50 de lei. Așa că nu mai lungim, vă pupăm și ne vedem peste câteva zile cu un nou vlog. Vă pupăm și vă dăm o seară frumoasă de aici, de la Bondra! La revedere!